Faptele de care bărbatul în vârstă de 40 de ani este incriminat s-ar fi petrecut ieri după amiază în sala de sport. Eu, în momentul în care am aflat, am sfătuit-o să-și cheme părinții la școală. Și în secunda următoare, bineînțeles că am acționat conform legislației în vigoare, în interesul copilului. Profesorul a fost, este schimbată încadrarea, nu mai predă la clasa respectivă și nici dirigenția nu o mai are. Pe parcursul desfășurării anchetei. Dacă ancheta ajunge la un rezultat favorabil, atunci vă dați seama că nu avem cum să-l sancționăm. Profesorii au rămas fără replică atunci când au aflat că cel incriminat este profesorul de religie. Bărbatul are o vechime de 18 ani în cadrul colegiului și este titular pe post. L-am cunoscut ca un bun coleg, și-a desfășurat activitatea foarte bine, nu au fost probleme, nu au fost abateri de niciun fel în timpul acestor ani. Chiar ne-a luat prin surprindere situația, dar toată acțiunea este decât verbală. Nu avem nimic scris, la fel cum a spus și doamna director. Referiți la faptul că nu există niciun fel de plângere? Nu există nicio plângere scrisă, totul este numai verbal și urmează ca această comisie de disciplină să-și desfășoare activitatea, să stea de vorbă cu persoanele implicate. Astăzi nici eleva și nici profesorul nu au venit la școală, fiind cercetați de poliție. În momentul în care fata va reveni la școală, va fi consiliată psihologic. Este necesar un program de consiliere, în funcție de maniera în care a fost afectată și cât de profund a fost copilul. Polițiștii s-au sesizat din oficiu în acest caz. În prezent, minora în cauză, însoțită de unul dintre părinți, se află la audieri, iar în funcție de administrarea probatorului vor fi luate măsurile legale în consecință. Dacă faptele se confirmă, profesorul riscă dosar penal pentru hărțuire sexuală și excluderea din sistemul de învățământ. Inspectorii școlari au început cercetarea disciplinară a profesorului care predă în această școală de 18 ani. Până la finalizarea verificărilor, bărbatul nu va mai preda la clasa respectivă.